Nu vă cer să mă apărați prin votul dumneavoastră, pentru că am gândit în toată activitatea mea profesională, în modul în care mi-am condus această activitate profesională și am răspuns responsabilităților cu care am fost însărcinată în anumite perioade de timp, cu onestitate. Și cred că justiția din România trebuie să facă dreptate celor care nu pot fi dovediți faptic că sunt vinovați de infracțiunile menționate în referatul pe care DNA-ul l-a trimis către Comisia Juridică. Nu am făcut nimic, nu mă simt vinovat cu nimic în acest dosar, nu am documente, n-am făcut niciun program cu Microsoft, n-am avut niciun fel de chestiune legată de această firmă. Nu că ar fi o mare nenorocire, cu tot respectul, blamatul contract din 2004 sau când a fost, după ce am legat, e valabil și acum. Ultima dată a fost prelungit pe 24 ianuarie 2012. Este posibil să fiu eu vinovat de instigarea la darea unei hotărâri judecătorești? Stimați colegi, vă rog din suflet, dincolo de miza politică, sunt oameni la mijloc. Cer Camerei Deputaților să mi se ridice imunitatea parlamentară. Sunt total nevinovat, este o dramă ce mi se întâmplă și din păcate sunt o victimă a contextului politic. Nu sunt vinovat și vă solicit să nu acceptați această solicitare și vă mulțumesc.